Bine v-am găsit! Sunt Nicu Ionescu și astăzi am bucuria să parcurg împreună cu voi devoționalul. În a doua epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, capitolul 12, cu versetul 10, stă scris: De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos, căci când sunt slab, atunci sunt tare. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Prima acțiune a celor care vor să facă o reformă este să-și purifice imaginația. Dacă o iau într-o direcție greșită, mintea trebuie strunită să se concentreze doar pe subiecte curate și înălțătoare. Când ești ispitit să cedezi unei imaginații înjositoare, aleargă la tronul Harului și roagă-te pentru putere din cer. În puterea lui Dumnezeu, imaginația poate fi disciplinată să se ocupe doar cu lucruri curate și spirituale. Cei care doresc să aibă înțelepciune de la Dumnezeu trebuie să ajungă neștiutori în cunoașterea păcătoasă din aceste vremuri pentru a putea fi înțelepți. Ei ar trebui să-și închidă ochii, să nu vadă și să nu se deprindă cu răul. Ar trebui să-și astupe urechile, să nu audă ce este rău și să nu dobândească deprinderi care le-ar putea păta puritatea gândurilor și a faptelor. Ei ar trebui să-și păzească limba ca nu cumva buzele lor să rostească lucruri josnice și înșelătoare. Toți oamenii sunt responsabili pentru acțiunile lor în timpul de probă al acestei lumi. Toți sunt înzestrați cu putere de control asupra acțiunilor lor. Dacă cineva este slab în ce privește virtutea și puritatea gândurilor și a faptelor, poate obține ajutor de la prietenul celor neajutorați, Isus. El este familiarizat cu toate slăbiciunile naturii umane și dacă este rugat, va da putere de biruință asupra celor mai puternice ispite. Oricine poate obține această putere dacă o caută în umilință. Iisus le adresează tuturor o binecuvântată invitație pentru ca cei împovărați și apăsați de păcat să vină la El, prietenul celor păcătoși. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun. Și sarcina mea este ușoară. Aici, în școala lui Hristos, cei mai doritori să învețe pot în siguranță învăța ce se va dovedi de folos pentru prezent și pentru veșnicie. Cei agitați și nemulțumiți își vor găsi aici pacea. Dacă vor avea mintea și sentimentele îndreptate spre Hristos, ei vor obține adevărata înțelepciune care se va dovedi de o valoare mai mare pentru ei decât cele mai mari comori pământești. Cât de curate sunt gândurile mele? Mai mult, cum aș putea să nu mă deprind cu răul? Vă doresc o zi bună tuturor!